mulțumim la propunere, pentru că să știți mai multe. Da, bine ne vedem, Daria. Hai să vedem ce să facem noi acum. Mi-ai pregătit așa trei probleme. Eu mă gândeam acum ce să fac, cum să fac, dar uite tu mai și suluat. Nu vrei să le veni la vulpi așa, că i-am spus... Da, da, asta. Să-ți spun o să spun. I-am spus lui Adi la telefon, când am vorbit acum cu el, zice, Adi, hai să-ți povestesc o, să zic, o problemă foarte tare, zic așa, care poate fi dată la cei de la interviu. Cu Arice, cu Vulpea și da, 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 da. Și îmi place chestia, frumoasă. Deci, tema. Tema. Ea nu are temă. Probleme de... Probleme... Clasa 4. Pentru testare facem. Da, probleme diverse. Nu, nu cu vulpe. Hai, ce-ai pregătit tu? Diverse pentru testare. Clasa 5. Stare, clasa A. Pentru clasa a 5-a, da? Da, testare pentru clasa a 5-a. Testare clasa a 5-a. Pentru testare clasa a 5-a. Acum suntem clasa a 4-a, nu? Da. A 4-a. Ne pregătim pentru a 5. Da, ne pregătim pentru a 5. Ia zi, dragă, o problemă frumoasă. Deci, începem cu cea mai ușoară. Te rog, asta e o strategie foarte bună care ți-a ales-o, că numai așa mă încălzesc și eu, mi-intru în mână, da? Uh-huh. Tu sper să fii de... Să fie adevărat, nu să fie tocmai invers. Te rog. Nu, o să fie ușor. Un dreptunghi cu înălțime de 2 cm este împărțit în 25 de pătrate egale. Așa, un dreptunghi cu înălțimea de 25 de... 2 cm. Așa, profesor, eu pun... 2 cm. Este împărțit în... Este împărțit în 25 de pătrate egale. Ei, da. De 25 pătrate. Da. Să răbățim 25 de pătrate. 25 de pătrate? Da. 25 de pătrate egale. Așa. Între ele, fiecare cu perimetrul de 8 cm. Fiecare pătrat, da? Da. Perimetrul... De 8 cm. Adică, practic, 8 pătrate. Fiecare de 2 cm. Pătrat. Egal cu 8 cm, adică latura pătratului, da. Latura, așa. Egal cu 2 cm, da? Și noi trebuie să aflăm perimetrul dreptunghiului. Și noi trebuie să aflăm perimetrul dreptunghiului. Deci fii atenție în spui tu. Înălțimea e de 2 cm și latura unui pătrat tot de 2 cm, da? Da. Aici trebuie să mă ajuți. Deci dacă e 2 cm, ca să aflăm perimetrul, ce mi-ar trebui? Mi-ar trebui lungimea. Păi da, adică 2 cm. Lungimea dreptunghiului. Tu îmi ceri lungimea perimetrul dreptunghiului, nu? Da. Hai să zicem A, B, C, D. Un pătrat, da, un pătrat, un pătrat are latura de câți centimetri? De 2 cm, da? Da. Cred că trebuie să ne legăm foarte tare de chestia asta, că înălțimea e tot 2 cm. Și 25 de pătrate. Și 25 de pătrate trebuie să facem. Gata, domnule. Păi, perimetrul fiind 8 la un pătrat, înseamnă că doar o parte a pătratului e 2 cm. O latură, da? Da, 2 cm. Dacă e 2 cm, atenție, Daria, dacă e 2 cm, dacă e 2 cm și latura pătratului e 2 cm, cum aș putea face un pătrat din asta? Cum aș putea să fac un pătrat? Fiind 2 cm, ai idei? Îl dau în 2, în 3, în 4, cum fac aici? Ca să, ca să fac tot un pătrat cu latura exact cât asta. Cât 2. Tot cât 2, 2. Păi... Fac unul mai mare. Deci, întrebarea este... Fiindcă e un pătrat tot de 2, hai să-l desenez pătratul ăsta lângă el, da? Da. Daria, uite cum ar fi pătratul de 2. Pătratul de 2 ar fi așa. Da.
Deci tot așa și înălți. Hai să-l fac aici vecin. Sau nu, aici o las. Uite Daria. Aici. Dacă e tot de 2 cm cu latura, cum fac eu să prind aici un pătrat? De aceeași? Păi, mai întâi le fac, adică... Îl vezi tot așa, ăsta, exact ăsta, da, aici. Cum aș putea să-l, să-l reprezint aici? Aș putea să reprezint pe latura de jos. Adică, mă refer, hai, 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 hai. Mă refer pe latura... Am o variantă alta decât să viu cu el așa și să fie da. Aici să pun? Uite așa să vin cu una de asta? Am altă variantă? N-am. Am, da. Decât asta e varianta, da. Singura. Pentru că e tot de 2, Daria. Tot de 2. Da. Deci toată șmecheria este că e tot de 2. Deci da. Autorul este drăguț cu noi, foarte drăguț. Când îi spune tot de 2 cm să fie. Și atunci eu ca să-l iau pe de dimensiunea asta, n-am decât să fac un prim pătrat ducând așa. Și apoi pot... Asta e primul. Al doilea care înseamnă? Păi, alta... O altă, sigur că da, o altă. De acord cu tine. Al doilea. Al treilea și așa mai departe. Câte trebuie să facem? Câte? 25. 25, sigur că da. Și atunci lungimea aia mai lungă, câte o să fie? Deci ultimul ăsta al 25. Aș facem 25 ori. Ori 2. Cât are latura unui pătrat? Păi da, ne trebuie latura dreptunghiului. Așa, așa, așa. Și câte sunt de astea? Perimetrul. 1, 2... Perimetrul, da. Păi și mă gândeam că dacă un pătrat e 8... Deci e un pătrat. Nu, păi pătratul, el și-a ascuns ăsta de aici. Dimensiunea asta nu mă interesează. Păi, practic e în part 2. Deci numai asta, Daria. Cât e asta? Aia cât e? Asta. 2 ori câte? 2 ori 25. 2 ori 25, am aflat dimensiunea asta toată. Deci 2 ori 25 egal cu 50 cm. Dar cine este 50? Latura lungă, lungimea dreptunghiului. Și cine este lățimea, latura scurtă? Cât este? Păi 2 cm. Asta 2. Deci cealaltă cât este? Perimetrul înseamnă suma tuturor laturilor. Perimetrul ce înseamnă? Da? Deci una aia de sus este fiind 50. Da. Facem 50 ori 2 plus 4. Corect. 2 ori 4. Plus 2 ori 2. 2 ori 2. 4. Da. Deci perimetrul. Deci 50. Perimetrul. Așa scrie perimetrul ABCD, că noi așa am uitat. ABCD. Perimetrul ABCD. Este egal cu 50. Dar scriem de 2 ori lungimea, care de are 2 ori lungime. Uite cum scrie domnul profesor. Da? De 2 ori L mare. Plus de 2 ori L mic. Și acum înlocuim. 50 ori 2 plus 2 ori 2. 2 ori 50. Și nu, atunci... Nu, 2 ori 50 e bine. Plus 2 ori 2. Care o să ne dea cu 100 plus 4, care este egal cu 104. Egal cu 104. Centimetri, mamă. 104 centimetri, da? 104 centimetri este perimetru. Hai să-l ghicim pe autor. Ce a ascuns el aici? Care crezi tu că a fost ideea de bază? Ideea de bază că a ascuns lățimea. Asta. Deci a ascuns că e un pătrat de aceeași lățime. Da, și el a ascuns lățimea. Noi nu știam care e lungimea, dar nu știam lățimea. Da, deci știam. La pătrat știam toate cele patru. Dar la dreptunghi nu știam lungimea. Partea lungă. Da? Și când el spune 25 de astea. Și dacă 25 de acestea, adică de 2 ori, de 25 de ori câte 2 cm. Da, pe și pătratul, da? Și atunci am găsit lățimea, știam lungimea toată, da. Și am aflat perimetrul înseamnă suma tuturor laturilor figurii respective. Da. Orice figură ar fi ea, perimetra seamă. Cât măsoare. Voi știa și perimetrul? Da. Perimetrul este toată suma laturilor. Da. Oricărei figuri. Domnul profesor s-a scris acolo că latura e 2 cm. Autorul a dat perimetrul pătratului? El a dat perimetrul pătratului. El ascunde. El ascunde că latura pătratului. Deci perimetrul pătratului este 8. Da. Tu îți dai seama că într-un pătrat laturile sunt egale. Da.
De aceea ai împărțit pe 8 la 4 și ai găsit o dimensiune a pătratului, 2, și spune că înălțimea dreptunghiului este de 2 cm. Și aici te ajut, te bagă în problemă. Aici se face legătura. Exact. Când spune că lățimea este de 2 cm și culatura de 2 cm, imediat îți dai seama că asta ar fi ideea. Da. Acum, aș vrea să mai vedem problema într-un alt context. Știi, totdeauna noi nu ne mulțumim să facem problema. Pur și simplu am rezolvat-o și am plecat de acolo. Iată, să formulăm noi una. Să zicem așa. Câte dreptunghiuri, câte pătrate punem într-un dreptunghi a cărui lățime e de 8. Lățimea e de 8. De 8 cm. Iar latura pătratului, adică, e tot de 2. Da? Latura pătratului este tot de 2. Și aș vrea, Daria, să spun că îmi doresc să afle perimetru în condițiile în care am 24 de pătrate. În interior, de aceea și care e perimetrul pătratului? Perimetrul pătratului tot 8. Dar aflați perimetrul dreptunghiului. Aflați de perimetrul dreptunghiului știm că da. Lățimea este de 8 de data asta. Iar perimetrul pătratului... Deci sunt 24 de pătrate. Știm că sunt 24 de 24 de pătrate. Da. Lățimea fiind de 8. Da. Deci perimetrul pătratului de tot de 8. Da. Da, perimetrul pătratului de 8, dar lățimea... înălțimea, cum ți-a zis-o aici, sau lățimea dreptunghiului este de 8. Deci nu mai începem cu câte pătrate atunci. Ai să așa câte pătrate putem... Nu. Aflați perimetru știind că în dreptunghiul respectiv punem 24 de... Da. 24 că... de pătrate. Și de lățimea dreptunghiului 8. Lățimea dreptunghiului este 8. 8. Și latura pătratului 2. Da. Latura pătratului este, deci, 2. Uh-huh. 100 de centimetri perimetrul. Perimetrul? Având 100 de centimetri. Cred că tu zici 100, da? Cum ai gândit? Păi, am făcut pătratul, mai zic, ai dreptunghiul. Da. Și m-am gândit 24 de pătrate. Perimetrul pătratului fiind 8, am împărțit pe 8 la 4. La 4. Da. Și mi-a dat 2. Am făcut 2 ori 24. 2 ori 24. Care mi-a dat 48. Și am făcut 48 plus 4. 48 plus 2 care dă 4. Așa. Și 48 plus 4 este egal cu 52. Aveți, eu vreau să acoperi tot dreptunghiul. Păi da. Și am făcut apoi am făcut 48 ori 2 pentru că eu nu am da. Și mi-am dat seama că am uitat să mințesc cu 2 și am făcut-o din nou și mi-a dat 66, apoi am adăugat din nou 4 și mi-a dat 100 cm. Perimetrul pătratului. Ești convinsă că raționamentul e corect? 100 de cm. Ia să mai analizăm încă o dată. Deci, sunt 24 de pătrate. Cu latura de? Cu latura de 2 cm. Atenție, cu 2. Atenție. Cu latura de 2. Așa, sigur că da. Și cu latura de 2.
Salarea, deci pornim la treabă și facem problema. Facem figură, facem sigur tot. Sigur că da, ca să prindem bine problema. A, deci am făcut pătratul cu laturile de 8 dreptunghi. Și, da, dreptunghi. Așa. Și am am început să fac pătratele cu latura de 2 cm. Așa, și cât ești oricate? Și doar pe, să spunem, pe jumătate, pe așa, jumătate de dreptunghi, mi-am intrat 4. 4. Și pe, pe lungime câte se duc? Păi, dacă trebuie să fie 24. 24 ori. Atenție, numai 24 de toate trebuie. 24 trebuie să fie toate interiorul dreptunghiului. Păi fiind, fiind ai 4, 4 așa și pe lungime câte se duc? 4 ori cât fac 24? 6. 6 ori 4. Deci pe lungime se duc 6. 6. Pe lungime ducându-se 6. Așa. Așa, atunci facem... Două secunde. Da, 6. Și facem 6 ori 6. 6 ori 24. 6 ori 24? Dar cât are latura oameni? Adică latura are 2. Cât e? 2. 2. Păi? Da. Deci 24 ori 2 până la urmă. Unde e 24? 24 de pătrate. Dar câte sunt pe lungime? Eu te-am întrebat. Păi 6. 6. 6. Și cât are latura pătratului? 2. Păi și 6 ori 2? Păi și 6 ori 2? 12. Ca să afli lungimea unica, lungimea dreptunghiului. Deci, adică partea mai lungă a lui, aia e lungimea. Facem 6 ori 2, care e de 12. Uh-huh. Descoperim partea de sus. Adică vorbesc de partea... lățimea, lățimea. O știi cea mai mică. Lățimea. Lungimea este de 12 cm. Da, și lățimea de cât? Și facem 12 ori 2, da, plus 8 ori 2, corect, care este egal cu 24 plus 16 și care este egal cu 40 de centimetri. Și asta cine este? Acesta este perimetrul pătrat. Dreptunghiului, mama, concurs pătratul cu dreptunghiul. Domn profesor, da, ar trebui să fie 1, 6, 2, 6 3, de lungime. 4, 5, dar și 1 la 6, corect. Da. Și acum avem, clar, eu am dat 8. Tu trebuia să vezi că în cap acum 4 pe fiecare, nu? Da, pe și 6 de asta, 6 de aici și 6 ori 2. Da? 6 ori 2 da, egal cu 12. Da? Și atunci perimetrul A, B, C, D, perimetrul este egal de A, B, C, D, de 2 ori 12, plus de 2 ori 8, egal cu, cât face aici, 24 plus 16, 40 cm. Vezi, Darian, care a fost păcăleala aici? Păcăleala a fost că pătratul a avut 2 cm, nu a avut măsura egală. Da, și nu, nu s-a încadrat un singur pătrat. Da, s-a încadrat 4 și 6 după... Tu te-ai dus repede după problema înainte. Și ai de 24. Da. 24 ori 2 și nu știu ce pe acolo. Dar atenție, atenție multă că asta a fost capcana. Deci eu am văzut repede, am încercat să văd dacă tu te-ai prins de faptul că sunt 4 pe fiecare. Dacă spuneam 25 de pătrate, mergea problema? Dacă cu 8 înălțimea? Cu 8 înălțimea? Nu, nu, 25 nu se împarte la... Sigur că deci am avut grijă să împart, să iau un număr care să fie multiplu de 4. A, deci, de exemplu, eu pot să dau și 64 de pătrate la 8 cm. Sigur că da. Deci tot poți să dai... merge, vorbesc. Sigur că da. În condițiile în care îți modifici problema, ai grijă că te pui pe verticală. Dacă dau 10 aici,
și dau las tot de 2 cm, am băgat 5 pătrate și iarăși mă gândesc să fim pantrat 5. Dar am zis că trebuie să fim atenți că, de exemplu, dacă eu dau 8 cm la pătrat, latura pătratului dai 8 de cm? Da, dacă spun așa, dacă o dau 8 cm, eu o să am 4 pătrate. Câte pătrate încăpeau acolo? Eu o să am 4 pătrate. Dacă dai latura de 8 cm, câte pătrate îți încăpeau acolo? Nu latura, perimetrul. A, perimetrul. Da. Perimetrul. Fiind, și fiind 4, 64 nu se poate. 64 nu sunt parte la 4? Nu. De ce? Stai, sunt parte. 64 într-o dată, 2, da, și sunt parte. Fiind da. Deci, dacă sunt parte la 8, sunt parte că 8 e încorporat în 4 de 8. Da. Da, și sunt parte. Da. Deci, iată la problema ta, am mai reflectat un pic, ne-am mai gândit și la alte lucruri. Am să îți propun să gândești tu o problemă acasă, în care să fixezi acasă o altă dimensiune. Mi-ați stricat surpriza, mă gândeam, fac una și eu, doamnă, la un profesor. Mâine, da. Deci, ideea este să gândești un dreptunghi de dimensiune dată de tine, da? De o lățime, dată de tine. Da, deci pot să fac eu, adică compun eu tot conținutul în totalitate. Dar să meargă bine problema, vreau să spun. Tot perimetrul aflăm la tot cu perimetrul respectiv, da? Bine, că poți să spui invers acum. Perimetrul dreptunghiului fiind atât, poți să faci dai rezultatul să cer cealaltă lățime, nu știu ce știi, în cap atâtea dreptunghiuri. Deci poți să-ți imaginezi tot felul de probleme de acestea. Da. Vezi, noi puteam însă să facem, a fost desfășurarea propusă din cauza că am dat lățimea. Dar dacă spun așa, alege cea mai convenabilă repartiție a 24 de dreptunghi, de pătrate. Așa, 24 de pătrate, alege cea mai convenabilă repartiție într-un dreptunghi cât perimetrul să fie minim. Da, că noi am putea, dacă nu se mai indică asta, îți cer atâta, perimetrul să fie minim. Că noi putem face o repartiție nemai dând de 8. Ați văzut odată, a fost varianta care am dat 8, da? Și 6 aici. Da. Pot să fac, o repartiție să fie cu 2 și 12. Da, deci 2. Deci câte 2, da? Uitați-vă, câte 2 pătrate. Și câte astfel de... Să avem așa, 4. Da? Uitați-vă așa. Cred că e mai mare, mai mică. Mai mică. Nu. Și atunci problema spune cea mai mică. Cu perimetru mic. Problema are sens. Da. Problema are sens. E mai mare perimetru. Da? Bănesc e mai mare. Da, da, da. Vine 2 ore, 12, 24 aici, 24 aici. Deja e 48. De grea s-a dus 48. Deci e foarte tare problema. Cum fac? Interesarea, ce zice domn profesor? Da. Deci vezi ca perimetru, vezi când ești nou perimetru, 40 cm, foarte mic. Dacă uite, dacă dă cu 2 pătrate și lungimea clar că se face mai mare a dreptunghiului, atunci perimetrul deja este vreo 48 și cu 4 și cu 4, și cu 8, 48 și cu 8, 56 este. 56. Mare, mult mai 40. Da. Și domn profesor vrea cel mai mic, oare există mai mic? Aici e povestea. De 40. Care e cel mai mic? Dreptunghiul, care e deștept, să-l înglobeze pe cele, câte am zis eu, 24 de... Da, numai 6 ori 4, e cel mai mic. Numai 6 ori 4, da? Da. Da, dacă zic, 64 de... 64 de pătrate. E, atunci putem să-l găsim de la mai mic. Găsim variante fel de fel și că ne ducem spre cel mai mic. Iată asta să facem. Dacă băgăm 64 de pătrate într-un dreptunghi. De 8 cm și 8... Nu, găsești tu o distribuție în așa fel încât perimetrul să fie cel mai mic. Adică... Adică cel mai mic fiind... Adică eu poți da și de 2 cm să fie. Da, faci cu 2 cm. Și te duci pe lungimea. Și poți să fie, de exemplu, să fie perimetrul lui
Spun și eu de 4 cm și e un centimetru. Bun, și fac bun, nimic, bun. Adică... Stabilești tu asta, dar important este că în distribuția celor... Și să faci dreptunghi. Și faci dreptunghi din pătrat. Din pătrat, nu-l faci drept pătrat. Nu faci un pătrat mai mare. Poți să faci un pătrat mai mare, dacă ajungi tu, dacă ajungi la concluzia că pătratul mai mare are perimetrul cel mai mic. Are perimetrul, probabil că așa asta este și ideea, mă gândesc. Domn profesor, îmi dați-o cum adică eu. Da, aici înseamnă că trebuie să te gândești. Da, păi tocmai. Vezi tu, Daria, pe cele 20 și cât am zis noi, 84 le pot spune. 64 am zis acum. 64. Da. Le pot pune... Dacă tu ai luat câte un centimetru, Daria, ai luat un singur centimetru, le poți pune 64 în linii pe toate. Da? Avem 64. 64, 64, nu știu ce. Le pui câte două, le pui câte trei. E așa zis un pătrat de latură 4, adică latura 1. 1 vrei latura, perimetru 4 a pătratului? Așa a zis ea mai devreme, așa am înțeles-o. Latura pătratului să fie 1. La să ai bine 2 mani. Și 2 centimetri. Așa, bine, bine asta bine, bine, luați voi cât vreți. Deci de 1 sau 2 centimetri. Da, ca să fie cât mai puțin, să fie 4. Și important este că trebuie să faceți între partiții. Dar cu latura 1... Da. Oricum, ideea rămâne aceea să căutați dintre toate dreptunghiurile care se pot organiza încât să puteți încorpora cele, câte pătrate am spus, cele 64 de pătrate. Păi punem 8 cu 8. Așa. Să vedem care e cel cu perimetrul cel mai mic. Dacă... 64. Ăsta e perimetrul cel mai mic. Să vedem ideea care vă este. Cu latura 2? Da. Vreau să vă dau și eu. Hai. Hai, acum ne-am oprit cu problema noastră. Asta pe care ai propus-o tu. Într-adevăr a fost ușurică. Ne-am prins. Mergem mai departe la a doua problemă. Te rog. A doua, da. Un profesor. Asta e... Nu, haideți să spun. Asta e medie, da? Medie? Și următoarea va fi mai greu. Ok. Bine. Puțin. Să vedem. Deci, aflați ce număr se mărește cu 2007. Da. Deci, practic, A plus 2007. Bun. Când adăugăm la dreapta lui cifra 0? Deci, aflați ce număr se mărește cu 2007 când adăugăm la dreapta lui cifra 0. Deci, numărul A are și el un grup de cifre, dar nu spui câte cifre are. Nu? Spune un număr. Deci, un număr. Aflați ce număr se mărește cu 2007 când adăugăm la dreapta lui. Sau? Cifra 0. Deci, dacă ar fi ABC și pun 0 la dreapta sa, el va fi egal cu ABC ăla dinainte, plus 2007, nu? Așa am înțeles. Da, da, 2007. Deci, ce înseamnă că acela dinainte, punându-i în 0, s-a multiplicat de câte ori? S-a mărit cu 2007. S-a mărit de 10 ori. 2007. Nu, atenție, când am pus 0 la dreapta... S-a mărit de 10 ori. S-a mărit. S-a mărit de 10 ori. Da. Deci adică ar veni... 2007 ar veni 10-a, adică mărindu-se de 10 ori. Zeroul acela ar însemna practic 2007. Nu, nu-i 2007. Păi da. Atenție, este un număr. ABC este un număr. Dar este un număr. Da. Când i-am pus zeroul, l-am înmulțit cu 10. Da? Și atunci, acel dinainte s-a mărit cu 2007. Corect. Deci fost o ABC plus 2007. Corect. Așa trebuie să înțeleg, da? Corect. Eu mă gândesc că e vorba de un număr din 3 cifre. Dar din 2007 era. 2007 asta mă controlează, mă dirigează. Că dacă aș zice că este din 4 cifre, dacă ar fi ABCD, ABCD, Daria, și mărit cu 0, adică mulțit cu 10, să fie A, B, C, D, plus 2007, mai puțin probabil să se întâmple asta. Din ce motiv? Că aici este de ordinul 10 ori de mii. Da. Nu? De ordinul 10 ori de mii și n-ar avea rost. Cred să ia A, B, C din 3 cifre. Așa zic și eu.
Și atunci, deci după ce justificăm asta, tezi, nu e bine să fii tăiat, dar iată concret. De ce nu merge așa și merge invers? Cât ar vine aici? Deci 10 ore ABCD, păi, 10 ori. Poftim? Păi, noi m-am gândit că dacă adunăm 0, se mulțește, se adună cu 2007, adică dacă adunăm un 0 ca să aibă 4 cifre, nu adunăm, îi adăugăm 0. Adăugăm 0. Da. Pentru a avea 4 cifre, atunci e normal să se înmulțească, adică e normal să fie 3. Trei cifre vorbesc. Dar și eu acum vreau să arăt că nu-i corect să fie cu 4. Da, pentru că dacă o să zic 10 ABCD egal cu ABCD, ABCD plus 2007, echivalent cu. Acest ABCD, am mai făcut noi o problemă în genul ăsta, l-am lăsat așa, nu-l scriu în baza 10, 10 de ăștia minus 1 de ăsta, duc în stânga, fac 9, deci 9 de al de A, B, C, D este egal cu 2007. Deci 9 de al de A, B, C, D egal cu 2007. De unde A, B, C, D, de aici rezultă că A, B, C, D este egal cu 2007. 2007 împărțit la 9. Nu? 2007 împărțit la 9. Și face 20, 9 în 20 de 2 ori, 2 ori 9, 18. În 20 de 2 ori, 2 ori 9, 18. Interesant. În 27 de câte ori? De 3 ori. 3 ori 9, 27. 223. Și cum ABCD să fie egal cu număr din 3 cifre? Clar că e ABC. Deci nu mai trebuie să gândim că e vorba de un număr din doar ABC. 3 ABC, da. Deci, calculul merge foarte bine. Da, 10, 10 ABC. Acum am arătat că nu mai are. L-ați aflat numărul? Sigur că da. 10 ABC egal cu... Nu l-am aflat. Ba da, uite. ABC. Ba nu, că 2230 minus 2007... Ia uite aici, Daria. 10 de ABC minus ABC-ul ăsta înseamnă 9 ABC. Da. 9 ABC. Egal cu 2007. Egal cu 2000. 7, de unde rezultă că ABC va fi egal cu 2007 împărțit la 9, 2007 împărțit la 9 și egal cu 223. Acum are rost, pentru că numai 223 e un număr format din 110 unități. Adică ABC. Da. Deci, nu e ABCD. Ideea a fost să nu trec în baza 10, cine da. A, cine B, cine C, ci să-mi crezi cum... Dar preferul, dacă fac 2230 minus 2007, nu-mi dă... 2200? Dar nici am dat peste 2230. 30. De ce spuneai tu 2230? Da, ea zice că la număr, dacă îi punem acum 0 în coadă, ar trebui să obținem același număr plus 2007. Sigur este așa. Ia, proba, zice ea. Proba. 2230. 30 este egal cu 223 plus 2007. Plus 2007. Ia să vedem dacă e adevărat aia. Sigur e adevărat. Totul. Da. Oh, e adevărat. Sigur că da. Deci este perfect că îi pui 0 în dreapta, este ăla dinainte plus 2007. Foarte faină problema asta. Da? Se pare de reținut, adică chiar... Ca tehnică de lucru, nu? Da, ca adică idee. Mi se pare foarte faină. Da? Vezi, îl lași așa cu ABC, nu-l duci în baza 10, scazi un ABC. Trebuie să te prinzi cu un 0 în coadă, înseamnă, în dreapta asta înseamnă ori 10. Da, asta sunt niște lucruri interesante. Hai, dar să facem noi acum. Știi, tot timpul tot ne gândim noi să facem și noi ceva. Hai să facem și noi și noi. Da. Compunem și noi în egiștiu. După ce am înțeles bine, dovadă că am înțeles bine este acest moment, când corect. Compunem și noi. Corect. Pot eu să-l compun și vă spun acum, stați. Dar nu vă spun, acum îl compun în regulă. Da. Dar eu știu cum a lucrat. A pus întâi numărul. Da. Apoi a scăzut, a văzut cât e numărul general, a pus numerele și a zis, da, 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 da. Ea, simplu, deci ea merge invers. Și a numărul ei. Îi pune 0 acolo, scade
din ce s-a format, da. Și spune dacă mai adaugat nu 2007, ci altul care merge ei. Ia să vedem, Daria. Deci, și eu cu domn profesor să rezolv, nu? Sigur. Deci avem, hai că ne-ai dat, poate ne facem direct, domn profesor. Nu ne facem, că suntem doi și... Păi eu asta sper. Da. Cum? Să ne facem? Aha. Dar ce noi de umile, bine? Asta să pregătesc și eu unul de o problemă pentru ea. Nu, domn profesor, eu hai, sunt copil. Da. Atunci îmi fac mai greu. Da. Da, deci este interesant. Domn profesor, pregătiți și dumneavoastră unul și noi ne tragem cu ochiul. Nu, eu aștept să-mi propune și imediat te rezolv. Da. Sigur, ne putem juca. Normal. Obțim de două ori numărul dinainte, plus nu știu cine. Adică putem face șmecherii de acum. Dacă pătrundem în sectorul ăsta și dăm drumul la imaginație, putem compune găsiți mai tare decât acela dat de autor. Da, eu am compus-o. Cât Daria finalizează, da, te rog. Nu, mai repede, da. Tu, eu discut cu mama. Da. Subiectul propus de mama, te rog. Da. Deci, mă gândesc la un număr, cum era enunțul ei. Mă gândesc la un număr, la da. Care dacă îi adaug 5550... Deci, dacă numărul e acela... Îi adaug, se mărește cu 5550, dacă pun în dreapta lui 0. Așa. Deci, aici aș simți că e vorba de... Un număr, ia să încerc așa, nu, că nu știu eu numărul. Da, dacă îi adaug la dreapta lui 0, se mărește acel număr cu 5550. 10 ori n, asta da. Înseamnă, 10 ori n, egal cu n din înainte, plus 5550. Plus 5550. 5550, da? Da, da, găsiți număr. Găsim numărul. Deci eu am fost rapid. Așa, și acum 9 n. Da, am șters prima problemă, că era prea ușor. 9, că scad un n, da. 9 de al de n, egal cu 5550. Dacă nu mi se împarte la 9, n-ai făcut bine. Nu știu, domn profesor. Deci n va fi egal cu 5550 împărțit la 9. Și... Nu se împarte? Gata, domn profesor, vă fac foarte să nu problema asta. Nu, n-ai făcut bine, că nu are soluții. Vai de 3 ori 5, 15. Încep eu. Punem și un 3 aici. 3 și 15 cu 3, 18. Dar vedem că eu am greșit-o. Ha, ha. 3, da, și cu 3 acolo merge, 18. Da, da. 5553 și acum ieșiți-o merge. Și nu o se găsește. Deci nu neapărat trebuie să-l văd eu din câte cifre. Corect. Iată că am renunțat. Un număr n. Domn profesor, la mine o să fie mai greu că punând îi 10 în partea dreaptă, eu înțeleg că se multiplică cu 10. Corect. Ăsta e mesajul. Ăsta e mesajul, corect. Da? Da. Eu nu-i spun multiplicat de 10 ori, că atunci ar fi foarte simplu. Spune, pune un 0 în dreapta și vei vedea că s-a mărit cu atât, cu 5553. Da, să vedem cum folosiți chestia dumneavoastră la problema asta. Ia să văd acum. Hai. Deci, aflați ce număr se mărește cu 105.190. Deci, ce număr se mărește? Aflați ce număr se mărește cu 105.190. Da. Dacă adăugăm la dreapta lui numărul 90. Dacă adăugăm la dreapta lui, Da. A, dacă adăugăm? Adică dacă punem punând la dreapta lui 90. Da, e foarte tare. Pe 90 îl punem? Da. Deci vedem ce ne face. Da. Ia Ela, trebuie să-i dăm soluția. Adică tu e sigur că... Adică dacă îi adaug 90 la număr? Sau dacă mai pun lângă el 90? Punând la dreapta lui, 10. Punând la dreapta lui, un 9 și un 0. O mai spun problema. Da. Deci, aflați ce număr se mărește cu 105.190
190. Da. Dacă adăugăm la dreapta sa numărul 90, adică 9 și 10. Deci, Mela, hai să vedem așa. Este un număr un număr A, B, C, să zic așa. A, B, C. Și ea vorbește de transformarea ăstuia în A, B, C, 9, 0. Așa, Darian? Așa, așa spune. A, B, C, 9, 0. E bine? Nu, deci eu vă spun să vă uitați puțin la cifre, că poate ați încurcat cu ABC-ul. Păi mi-ai spus că trebuie să înțeleg bine ce mesaj am spus. Doamna profesor, păi spui că adaugi? Nu, dar vă mai spun problema. Mai zi o dată, hai. Ați vă notați? Da, da. Aflați ce număr se mărește cu 105.190 dacă adăugăm la dreapta lui numărul 90. Păi atunci... Păi gândiți-vă... 1051 atunci. Nu, mama, nu înțelegeți. Nu, nu, nu. Eu mă refer la ABC-ul ăla. Poate vreți mai adăugați ceva. Adică ABCD-ia, zice, supune. Păi da! Asta are importanță ca lungime. Nu ca lungime mă interesează, eu ca fenomen. Deci da, ca fenomen e. Pui pe 9 și 0. Da. Cum aș face acum legătura? Dacă ar fi 2 de 0 ori, dacă ar fi 2 de 0 ori, ar fi fost un număr ABC, ori 100, nu? Ori 100. Acum, ce mă fac eu când e vorba să mulțesc cu 9, 0? Deci eu vreau să fac legătura acum cu A, B, C, 9, 0. Între ăsta și ăsta, ce legătură aș face? Ar fi vorba de A, B, C, 9. Hai să zicem A, B, C, 9, e la noi, bine, da, A, B, C, 9, ori 10. Care s-ar mai traduce? Da. Cu A, B, C, A, B, C, 0, plus 9, nu? L-am A, B, C, plus 9 la unitate, ori 10. Dar nu s-o gândit la asta, domnul profesor. Stai să vedem noi, acum răstărmărcim. Să vedem ce i-au luat o chestiune practică acolo și au făcut calculul. Bun. Noi trebuie să desfacem problema. Corect. Și egal cu... Și acum ar face ABC-ul dinainte. Da. Ori 100. Corect. Plus 90. Aha. Deci asta ar fi legătura. ABC-ul 100 plus 90. Deci ABC cu 9 și 0 în coadă, înseamnă ABC ori 100 plus 90. E bine, numai n-am știut noi să reacționăm foarte rapid. ABC 90, dacă ar fi din 3. Da, deci dacă ar fi din 3. ABC ori 100 plus 90, corect. Noi spunem acum că ne-am prins de problemă, numărul acela este un ori 100 plus 90. Da. Nu mai știu ABC din câte cifre se fie, nici nu mă frământ. Deci, echivalentul ar fi ce că e N ori 100 plus 90. N ori 100 plus 90. Plus 90. Să fie egal cu N plus cu cât ai zis tu că se mărește? 105.190. Nu, stați, domn profesor! Nu. Cu 1500. 1500, da? Da, am încărcat eu numerele. Așa, cu 1500 se mai. 1500, da? Da, echivalent cu. Ducem, scădem un N da, și vine 99 N. Egal cu 1500. 99 N plus 90. 90. Eu l-am trecut din cor. Egal cu 1500. Cât face egal cu? 1410. 1410. Acum, dacă nu sunt parte... Nu, ieșitul este greșit. Da, nu l-ai luat. Dar inițiativa e bună, ideea e deșteaptă. Da, cu multiplul de 99 trebuie. Trebuie multiplul de 99. Din 99, da? Da, din 99. Da, da, din 99. E corect. Da, dar la numărul acolo 1500, vedeți? A zis că se mărește cu 1500, dar noi mai avem și 90-ul ăla. Păi nu, tocmai... Acum îi facem corecția. Îi facem noi. 890.
890 să fie aici? Nu merge. Nu merge, totuși. Mihaela, să mulțim cu n cât vrem noi, facem invers numărul. Da. Pe 99 îl mulțim cu... Am greșit? Da, cu 80 și ceva. Da. Nu. Pe 99 mulțim cu 123 și găsim răspunsul acesta, nu fiind 123. Și vedem cu cât s-a modificat. Corect. 99 ori 123 de 12.177. Deci 12.000... 177. Da, și ăsta îi mai adăugăm 90 ăla. Plus 90, da, egal 12.267. Ăsta este numărul, da. Deci nu căutat este vorba... Nu căutat este 123. Dar cu cât se modifică? 12.267. Da. Nu mi-a ieșit. Păi uite-te, Daria, ce trebuia să faci? Deci, să se găsească, să se determine numărul N, cine este, așa încât, adăugându-i la dreapta sa cifrele 9 și 0, sau 90, cum ai spus tu, să obținem numărul dinainte, mărit cu 12.267. Corect. Mărit cu 12.267. Corect. Da? Da? Deci iată cum din încercarea ta, trebuie să spunem că din încercarea ta ești o idee frumoasă. Foarte faină asta cu... Sigur că da, este... 9-0 în coadă. Este mult mai tare, pentru că aici trebuie să vedem că ABC-ul acela, ABC 9-0, da? Iată, îl putem vedea așa. Egal cu A, B, C, 0, 0, plus 90, mi-a ea. Da, da, e corect. A, B, C, plus 0, 0, plus 90. Și, mă rog, și este 100 A, B, C, plus 90. Ca să nu mai luăm pe drumul acela cu distributivitate, ce pur și simplu scrierea clar așa. Uite, Daria, ce faină chestie. Da, eu am văzut. Dar nu vine să cred că nu am reușit. Lasă-mi. Să vezi, nu asta, dar trebuie să ai satisfacția că prin ideea aceea care i-a pus-o tu, cu adăugarea lui 9 și 0, acum nu numai 9 și 0, poți să adaugi 23, 74, orice exact. Două cifre. Ia să vedem dacă a înțeles. Da, ce asta cu 2, 3 în coadă, să vedem ce să zici că e. Da? Să vedem. Păi hai de rămâne, Daria. Deci, să se determine numărul 1, să se determine așa încât numărul respectiv N, din câte cifre nu știu cât este, egal cu, să spunem, A, B, C, D, din 4 cifre, lui, dacă îi se adaugă la sfârșit, deci N acesta, hai să luăm din 3 ca să vină mai simplu, ABC, cărei se adaugă 23 la sfârșit, deci se adaugă 23 din ăsta, să rezulte ABC 23, atunci el se mărește cu, și spunem imediat, se mărește cu 23. Se mărește cu 23. Nu, se mărește, cum spuneau imediat. 0, 0, 2. Cu 12.200. Se mărește cu 12.200. Cine este, care este numărul respectiv, care are calitatea aceea, că punându-i la dreapta 23, el se mărește cu 12.200. E simplu. Cine? Să văd. Da? Cine este numărul acela? Că râd dacă îi adăugăm.
Ce mie? Daria? Stai puțin. Ok. I-am terminat. Dar nu mă dea. Eu cu Mirna nu mai întrec așa de aia. Adică vreau să mă da. Trec și cu tine. Tu ești adult. Corect. Nu se poate, domn profesor, pentru că nu se împarte. Ei, da. Nu se împarte. Domn profesor, nu mă fac. Cum ai făcut? Păi am făcut 10 ori ABC plus 23. 10? Deci 10. 100, ia. Păi dar nu se împarte. 100? 100 ABC. 100 ABC plus 23 egal cu 12.200 și 100 ABC egal cu 2. Egal cu numărul. Numărul se modifică, poate. Plus 12.200. Păi ați spus că e tot adevărat. Nu, se modifică. Numărul se modifică. Se mărește, se mărește cu și cu, am căutat eu, cu 12.000, am spus 12.200. Și cum scrie asta? Cum traduce asta? Zi tare. N-ul 100, zi. Nu mai fă cu ABC, fă cu N. Deci numărul se mărește cu... Deci nu e important. Important că se mărește cu 23. Păi 100, numărul ăla. 100 ori ABC, da. Plus 23, acolo 12.200 plus ABC. Exact. Așa. Și putem să... Scădem un ABC. Da, din altul și cât tot iasă. Și o să iasă cu 99 ABC. Este egal cu... 12.200, da. Minus 23. Corect. Și 99 ABC este egal cu 12.177. Corect. Și ABC este egal cu 12.177 împărțit la 99. Da. Și ABC este egal cu... Nu m-am ajuns telefon. Dar ce vrei, în timpul orelor, se poate cu telefonul, nu ai voie. Hai, facem împărțire, hai. Facem repede. 99-121 odată. Mama, lasă-mi pe mine să fac, păi un copil aici. Păi zi. Da. Da, interesante probleme. Asta chiar mi-a plăcut. Nu știu câți copii ar face pe asta. Păi, asta este jocul frumos. Plecând de la o discuție, aceea îți folosește drept suport pentru o altă discuție. Și de acolo tot urci. Tot urci și tot aranjezi acest joc făcut cu copii. Domn profesor, dați-mi câte dată. Stai că nu ești atentă la cap. 121 împărțit la 99 odată. Dar știu și eu cât faci, mama, dar nu pot. 22 coborât pe 7 de două ori. 2 ori 99. Lasă, 198. Câte? Avem 223. Păi acum, stai 2 secunde. Păi, dar cât vrei să mai stai? Păi mult. Păi, mai efectiv. Și eu. Nu știu dacă ai văzut lecția aceea care a făcut eu cu, la clasă, la 124. Nu, n-am avut timp. N-ai avut timp. N-am avut, dar mă uit. Merită să te uiți. Mă uit. A? Nu, deci nu, da. 123. 123, da. 123, Daria. Deci, oricum, nu făceam corect. Păi, eu am și spus de aceea noi am insistat acum să face problema, pentru că, ieți vezi, numărul se mărește cu, punând la dreapta 23-ul, da? Și se mărește cu suma aceea. Corect. Eu știi cum am făcut-o, nu? Am luat problema din înainte. Da. Și am jucat 90. În loc din 90 am pus 23, cât am mărit. Exact. Am văzut că atâta este, ăsta e jocul. Și așa se poate gândi. Sigur că de acum noi suntem în, cum spun, în mână, că suntem creatorii. Dar cei care rezolvă, când ne dai așa o problemă, no, dar nu scoți de mână. Ce subtilități ascunde aici? 54.
Dar ce subtilități ați spune? Dacă ar ști să zică că un număr la care la dreapta îi adaugi... 23, cum am 23, dat? Dar chiar și 0, domn profesor trebuie să știe că înmulțește acest număr cu 10. Da. Dacă ne-ai pus 23, le-ai înmulțit cu 100 și plus 23. Exact. Ei, este cât știu asta? Foarte păi tare. Eu că puțin foarte știu tare. Da, asta e capcana, puternică. Asta e capcana. Da? Da. De aici, sau de aici putem merge mai departe. Exact, putem găsi acum și dacă îi punem 123. Da? Punem 3 cifre. Corect. Domn profesor, stați așa că vă compun acum o probă. Nu mai compune, lasă. Da, dar acum te joci acasă, pentru că și prietenii noștri o să facă acest lucru, în mod sigur. Am reușit să dăm peste... Dacă nu găsesc eu acum o problemă... Pe chestia asta. De ce? A, s-a stâns să facă. Da, ia, doar mișcat. Eu, domn profesor... Da. Nu știu, n-a spornit, domnul. Era stâns. Dacă era stâns, cum am intrat eu? Păi nu știu, ați intrat? Ați deschis? Nu, de pe acum ați deschis. Ia se resetează, dar nu m-am selectat eu acolo. Uitați, s-a închis iară. Deci s-a închis iară, domnul. Se resetează, da. Ceva nu e în regulă cu el. Am găsit. Și anunță pe ăsta, să vedem ce mai spune. Ce se întâmplă cu el? Da. Daria, deci a fost oprește, te rog, da, așa există mai o problemă, Daria. Da, te rog, acum o facem. Până când